Dimineața din nou. Să revedem ce ne spun astăzi astrele. Berbec. Astăzi este un moment bun să te concentrezi pe zona comunicării. Încearcă să aloci mai mult timp petrecut împreună cu frații și surorile tale, dar și dialogului cu aceștia. Taur. Începe o nouă perioadă în care banii și administrarea bugetului sunt subiecte demne de atenția ta. Informează-te înainte de a lua decizii financiare și de a profita de oportunitățile ce se potrivi. Gemeni, ai șansa de a-ți stabili proiecte legate de domeniul informațional. Poți dezvolta idei pe care le ai sau chiar să călătorești cu scopul de a întâlni oameni și locuri interesante. Fă o schimbare de imagine. Rac. Este o perioadă bună pentru a te retrage din agitația socială. Beneficiezi de odihnă și de activități care te relaxează. Acestea îți permit să te reconectezi mai ușor la sursele de îmbogățire spirituală. Leu. Aderarea la diverse grupuri și asociații, socializarea și găsirea unor noi prieteni sunt de așteptat începând de astăzi. Profită de ocazie, fii cât mai activ și caută astfel persoane care te pot susține. Fecioară, demersurile privind cariera și ta pot prinde conturi de acum înainte. Pune accent pe dialogurile cu persoanele care au un cuvânt important de spus. Îți poți asuma ușor noi responsabilități la serviciu. Balanță, ideile pe care le ai de ceva timp în legătură cu urmarea unor noi domenii de studiu se pot concretiza de acum încolo. De asemenea, poți avea în vedere deplasări eventual în străinătate. Scorpion, se anunță o perioadă favorabilă activităților care îți aduc clarificări privind banii, economiile, dar și investițiile tale. Însă, înainte de orice decizie, verifică de două ori orice informație sau document. Săgetător, poți avea în vedere legalizarea unei relații parteneriale, totuși este recomandabil să fii obiectiv privind aspectele care țin de domeniul locativ. Nu neglija părerea sau influența familiei. Capricorn, dialogul cu cei de la locul de muncă este favorizat începând de astăzi. Nu sunt excluse nici deplasări în interes de serviciu. Se prefigurează o perioadă bună pentru a căuta noi surse de informare privind sănătatea ta. Vărsător, profită de ideile noi și încearcă să le materializezi în sfera domeniului artistic și să le expui publicului larg. Vacanța și activitățile care îți promit relaxare vor fi printre prioritățile tale. Pești, ai putea să începi să pui în practică planurile tale de redecorare. Dacă ai în plan să investești într-o casă, alocă timp pentru a face cercetări privind posibile probleme legate de apă și instalații. Ne revedem peste oră, să aveți o dimineață.